După atacul Hezbollah asupra unei localități din nordul Israelului, soldat cu 12 copii morți, șeful statului major Herzi Halevi a aprobat planul de război pentru regiunea de nord. Premierul Netanyahu a făcut mai multe declarații în care a spus că, cităm, statul Israel nu va lăsa respectivul eveniment să treacă fără răspuns. Chiar și liderii opoziției au convenit asupra faptului că Hezbollah trebuie să plătească pentru atacul de sâmbătă. Analiștii israelieni se așteaptă ca guvernul să răspundă atacului cu o forță fără precedent. Ambasada SUA la Beirut a emis duminică o alertă de securitate pentru Liban, îndemnând cetățenii să evite călătoriile în zonă și spunând că, cităm, atrage atenția cetățenilor americani asupra faptului că, pe fondul tensiunii crescute din regiune, unele companii aeriene își ajustează programul de zbor în Liban. Mai multe companii aeriene au anunțat că suspendă zborurile spre și dinspre aeroportul Beirut până pe 6 august, în anticiparea unui conflict major în zonă. De asemenea, multe alte țări, printre care Canada, Germania, Olanda, Australia, Suedia, Franța, Belgia, le-au cerut cetățenilor lor să părăsească urgent Libanul. Căile ferate israeliene au anunțat că opresc total traficul feroviar la nord de orașul Haifa pentru o perioadă de cel puțin o săptămână. Toți locuitorii din nordul Israelului au primit instrucțiuni să se pregătească să locuiască în adăposturi pentru mai multe zile cu rezerve de hrană, apă și medicamente. Soldații israelieni au continuat raidurile țintite asupra facilităților Hamas din zonele Rafah și Khan Yunis din sudul Gazei în ultimile 24 de ore, au declarat luni forțele de apărare ale Israelului. Numeroși teroriști au fost eliminați prin lovituri aeriene și în lupte la sol. Între timp, negocierile indirecte între Israel și Hamas continuă, iar directorul Mossadului, David Barnea, s-a întors în Israel de la Roma după 9 runde de discuții privind acordul de încetare a focului în Gaza. Israelul a cerut ca forțele sale să rămână în coridorul Philadelphia, o zonă tampon de-a lungul graniței Gaza-Egipt, în timpul primei faze a unei încetări a focului. De asemenea, Israelul a mai cerut să primească o listă cu fiecare ostatic în viață și instituirea unui mecanism de inspecție pentru a se asigura că persoanele Hamas din sudul Gazei nu se pot întoarce în nordul fâșiei. Liderul olandez de dreapta, Geert Wilders, l-a descris duminică pe președintele turc Recep Tayyip Erdogan drept, cităm, total nebun și a cerut ca Turcia să fie îndepărtată din NATO după ce Erdogan a amenințat că va invada Israelul. Cităm, islamofascistul Erdogan amenință că va invada Israelul. Tipul ăsta e complet nebun, Turcia ar trebui să fie dată afară din NATO, a scris Wilders într-o postare pe X. Reacția liderului olandez a venit în urma unei declarații de duminică a lui Erdogan, care a spus, cităm, trebuie să fim puternici astfel încât Israelul să nu le poată face aceste lucruri palestinienilor. La fel cum am intrat în Karabakh și Libia, vom face același lucru și cu Israelul. Liderii israelieni au luat poziție și au condamnat afirmațiile președintelui turc. Liderul opoziției, Yair Lapid, a spus despre Erdogan că, cităm, este un pericol pentru Orientul Mijlociu, pentru lumea întreagă și în special pentru membrii NATO, care trebuie să condamne cu fermitate amenințările sale scandaloase împotriva Israelului. O mare majoritate a populației catalane este în favoarea includerii unei discipline despre cultura religioasă în programa educațională a școlilor publice. Mai exact, 74% din populație declară că sunt total pentru prezența unei discipline de cunoștințe generale de religie în școli și colegii. Datele provin din ultima ediție a barometrului religiozității publicată de Centrul Oficial de Studii de Opinie a Guvernului Catalan, cu date referitoare la anul 2023. Spre grupe de vârstă, tinerii în proporție de 83% sunt atrași de ideea introducerii unei materii despre cultura religioasă în programa academică. Grupa de vârstă de peste 50 de ani sunt mai puțin entuziaști, doar 73% ar saluta acest lucru. Interesant este faptul că sondajul a fost realizat în Catalonia, în nord-estul Spaniei, care este una dintre regiunile cele mai seculare. Frecvența la biserica romano-catolică este mai mică decât în alte părți ale Spaniei și majoritatea copiilor au ales să nu frecventeze cursurile de educație religioasă în școlile de stat.